Apostolii Petru și Pavel sunt sărbătoriți împreună astăzi, 29 iunie, pentru că au murit în acea zi, în anul 67, în timpul prigoanei creștine declanșate de împăratul roman Nero. În această zi se termină postul ținut în cinstea celor doi apostoli, numit în popor postul Sânt Petrului. Originar din Betsaida Galilei, Sfântul Apostol Petru a fost fratele Sfântului Apostol Andrei și pescar ca toți cei din familia lui. Primind îndemnul adresat de Hristos de a-l urma, își părăsește meseria dedicându-se propovăduirii Evangheliei. Numele său iudeu era Simon, nume pe care Iisus îl schimbă în Chefa sau Petru, adică piatră, aluzie la credința sa puternică. În fiecare an, pe 29 iunie, sărbăm pe Sfinții Petru și Pavel, doi dintre mari apostole lumii, pentru că, iată, în fiecare an, pe 29, noi prăznuim, de fapt, trecerea lor în această lume, pentru că au fost omorâți, efectiv, în Roma, în capitala Imperiului Roman, pentru că ei nu au fost iubiți de toți oamenii. Învățătura lui Hristos pe care i-au transmis-o n-a fost bine primită de toți semenii acelor vremuri. În special, iată, vorbim de cei care conduceau imperiile, care erau conducători de regate. Iată, și Sfinții Petru și Pavel au fost martirizați, fiind omorâți în Roma. Însă trebuie să știm că noi astăzi, mai ales cei care sărbăm ziua numelui, trebuie să ne gândim la rolul pe care l-au apostolii în răspândirea credinței în întreaga lume. Sfântul Petru, Sfântul Pavel, reprezentând, iată, un exemplu de dăruire, de abnegație, de fidelitate față de Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă fiecare în parte au avut momente de potignire în evoluția lor, deși ca și creștini, pentru că noi știm că deși au avut fiecare, iată, momente de potignire, pentru Sfântul Petru s-a lepădat de trei ori de Hristos atunci când Hristos a fost prins în cetatea Ierusalimului, dat fiind spre a fi judecat, spre a fi răstinit și omorât. Sigur, Petru s-a lepădat, dar a fost reprimit în baza pocăinței sale, a fost reprimit ca și ucenic, ca și apostol, de plin, iar Pavel este cel care îi prigonea pe creștini chiar pe drumul Damascului, când mergea în capitala actualei Sirii, în Damasc, să prigonească pe creștini, a fost, să zicem așa, oprit în mod efectiv de Hristos, care i-a strigat: Saule, Saule, de ce mă prigonești? El de atunci a devenit creștin, pentru că s-a dus și a primit învățătura de creștin, a rămas orb și, mergând înapoi, sigur că a fost și el, iată, iertat pentru situația în care a trăit, pentru că a fost educat în învățătura cea iudaică. În credința populară, ziua de 29 iunie este denumită Sfânt Petru de Vară. Se spune că Sfântul Petru este patronul agriculturii și răspunde de starea recoltelor, patronează căldura și ploaia și pedepsește cu tunete și grindină pe cei ce îl nesocotesc. În credința populară se crede că atunci când Sfântul Petru pleznește din bici, sar din acestea scântei care, odată căzute pe pământ, se transformă în licurici. O altă legendă populară spune că atunci când oamenii se îndepărtează de credință, Petru cheamă balaurii și începe să pornească grindina asupra acestora, mărunțind-o ca să nu-i pună pe oameni în mare pericol. În această zi de mare sărbătoare creștină, oamenii merg la biserică, la slujbă, iar femeile împart oale cu apă pentru ca cei morți să aibă ce bea pe lumea cealaltă. Tot în această zi, oamenii au voie să lucreze orice, dar să nu toarcă, că se crede că astfel se întorc colacii de la morți. În satele din Bărăgan se păstrează o serie de tradiții populare. Până în această zi nu se scutură merii. Se crede că dacă se respectă această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei. De asemenea, se mai spune că dacă tună și fulgeră astăzi, nucile și alunele vor fi viermănoase, spun specialiștii în etnografie și folclor. Se mai spune că în ziua Sfinților Petru și Pavel, privighetorile și cucii nu mai cântă și se transformă în șoimi, ei revenind la forma inițială în ziua de bună vestire, iar femeile nu ar avea voie să mănânce mere până în această zi ca să fie sănătoase. Deci trebuie să știm că Hristos, Dumnezeu, lucrează prin Sfinții Apostoli, prin toți de altfel. Și Petru și Pavel reprezintă corifei, reprezintă, chiar Pavel este numit apostolul neamurilor, pentru că de la el avem foarte multe epistole, foarte multe învățături din Biblie. Aceste scrisori numite epistole sunt pline de învățături dumnezeiești și Sfântul Petru are o scrisoare, să spunem așa, are scrisori care sunt numite epistole și trebuie să recunoaștem că sunt actuale și vor fi actuale permanent. Noi oamenii ne putem adăpa din ele, să cunoaștem învățătura cea adevărată care ne va ajuta să fim oameni ai păcii, oameni ai dragostei, oameni ai binelui, oameni ai lui Dumnezeu.